Cel mai frecvent traumatism este acela pe care pacienții îl definesc în termeni populari drept ciobirea dintelui. În realitate, vorbim despre o fractură dentară ce poate afecta una sau mai multe structuri ale dintelui, parțial sau în totalitate. Tratamentul este influențat de mai multe elemente, precum gravitatea traumatismului, localizarea acestuia, dar și complexitatea leziunii. La traumatism dentar se încadrează fractura, care poate fi la nivel coronar, radicular sau coronoradicular, și chiar avulsia dintelui, pierderea în totalitate a unui dinte. Cât de ușor se poate rupe însă un dinte? Depinde dacă a mai fost intervenit înainte pe el, dacă are tratament de canal, dacă are chiar și o obturație, el devine mai susceptibil la o fractură decât dacă e un dinte integru. Dar în principiu nu se rupe ușor sau fractura nu e atât de gravă într-un mod ușor realizat. Dar se poate ciobi, cum spun pacienții, destul de simplu. Soluțiile diferă în funcție de gravitatea fracturii, în funcție de gravitatea traumatismului, de la o simplă relocare a fragmentului fracturat la nivelul dintelui, dacă pacientul mai vine cu acel fragment, o obturație de compozit, uneori în situația mai gravă dacă nervul este afectat și tratament de canal, poate imobilizarea dintelui în momentul în care apare luxația dintelui. Asta este o altă categorie de traumatism dentar pe care nu am menționat-o. Luxația dintelui, practic el își schimbă poziția din cauza traumatismului și atunci necesită un alt tip de tratament. În principiu trebuie venit la medicul stomatolog și el știe cel mai bine ce este de făcut în situația respectivă. Nu trebuie ignorată, oricât pare de ușor, trebuie venit pentru o consultație, o radiografie și să decidă un medic specialist. Am ajuns la final. Ne găsiți și pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist bun.